Asociația patronală a operatorilor de transport auto dresează o scrisoare deschisă pe numele ministrului Andrei Spânu, potrivit căreia transportatorii amenință când semn de protest vor sista la începutul lunii februarie activitatea pe rutele regulate. Dacă Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale nu va executa cerințele anunțate anterior, majorarea tarifelor la călătorii. Majoritatea transportatorilor sunt în prag de faliment. Costurile nu mai pot fi acoperite de încăsări. În toate raioanele țării există rute care nu se mai operează, iar numărul acestora este în creștere. Deja avem localități din care au fost sistate toate rutele. Populația acestor localități se deplasează cu taximetre, sau cu transport ilicit și achită mult mai mult decât ar fi achitat dacă tariful ar fi fost majorat de către midere, în baza unor calcule reale. Se arată în scrisoare de APUTA către ministrul Spânu. Asociația patronală a operatorilor de transport auto declară că în cazul în care Midere, în termen restrinși, nu va prezenta calcule reale ale tarifului la serviciile de transport și a tarifului la serviciile de autogară, nu va veni cu măsuri clare și realizabile de soluționarea problemelor acute din ramură. Atunci, transportatorii, la începutul lunii februarie, în semn de proteste și vor sista activitatea pe rutele regulate. Se mai menționează în scrisoare.